O palmă poate schimba dramatic viața unui copil. Vremurile în care se spunea că bătaia este ruptă din rai au apus de mult. Însă nu toți adulții au învățat acest lucru. Sute de minori au fost abuzați fizic și emoțional anul acesta în țara noastră, iar numărul lor este în continuă creștere. Nici cu un animal nu faci treabă cu bătaia, dar cu un om nici atât. Educația copilului nu se face cu bătaie. În teorie stăm bine, practica lasă de dorit. O singură privire la statisticile acestui început de an arată că aproape 300 de copii au fost abuzați fizic în numai 3 luni și peste 500 au fost victimele abuzului emoțional. Cele mai multe cazuri de agresivitate fizică se regăsesc în mediile rurale, în timp ce la orașe cei mici sunt țintele abuzului emoțional. Cele mai multe cazuri de violență împotriva copiilor au loc în familie. Nu va crește sănătos. Va crește ciopârțit și cu foarte multe traume pe termen lung, care se văd inclusiv la vârsta adultă. Trebuie învățat și explicat de ce nu-i bine sau cum trebuie să facă și nu cu bătaie. Nu, sub nicio formă. Păi ce e mai scump pe lumea asta decât un copil pentru tine și pentru ce să-i dai palma? Există însă comunități sau la nivel izolat, oameni care mai merg pe principiul bătaiei ruptă din rai și copilul se pupă doar noaptea în somn. Cei mai mulți dintre copiii abuzați fizic sunt băieți. Abuzul emoțional pare să se realizeze cu mai multă ușurință la fete. Și asta pentru că, după cum explică specialiștii, părinții uită că fiecare are un rol bine determinat în creșterea copilului. De multe ori apare confuzia de rol și sunt mame care din vari motive, inclusiv absența tatălui care lucrează de asemenea foarte mult, încearcă să joace rolul de mamă și de tată și nu știu unde să se oprească, când a fi extrem de ferme. Iar vechea zicală care spune că bătaia e ruptă din rai are încă mulți adepți în rândul românilor. Nu și-au însușit lucrul acesta. Deci încă mai există cazuri în care... Există. Și chiar pe stradă. E bună în cazul copiilor. E ok ca și părinte cât o palmă din când în când? O palmă, da, mai învață minte. Există tot felul de reminiscențe ale agresiunii și firește o dificultate de a înțelege să te comporți diferit. E un efort foarte mare să-ți schimbi practic modelul în care ai fost crescut atunci când tu ai decrescut proprii tăi copii. Majoritatea celor care au fost în copilărie victime ale agresiunilor fizice sau ale abuzului emoțional au la maturitate probleme de adaptare în societate, devin mai ușor dependenți de tutun, alcool sau droguri, se îmbolnăvesc mai ușor și dezvoltă afecțiuni psihice.